se lăsa fotografiat întrebat, îi plăceau călătoriile, sportul și ura un singur lucru, singurătatea. Era un model de modestie, deși lumea se uita la el cu evlavie și respect. Numele său era știut de toți, dar cei mai mulți nu au cunoscut niciodată însă cine este cu adevărat Mitică. Mitică Popescu ar fi trebuit să ajungă preot și chiar îi plăcea. Am fost un copil cu minte și ascultător, iar mama și-a dorit să devin preot. Am fost și băiat la altar, mergeam cu preotul cu botezul. Îmi cumpărase chiar și veșmânt. Eram mândru când apăream ca băiat de altar, cu veșmântul, era ușor spectaculos. Nu știu ce s-a întâmplat de nu am mai ajuns, a povestit acesta, 2. Mitică Popescu a intrat la Institutul de Teatru în 1957 din a patra încercare după ce ani de zile făcuse figurație la Teatrul Armatei. 3. Actorul Mitică Popescu a fost condamnat la 3 ani de închisoare politică. Mitică Popescu a ajuns în spatele gratiilor pentru că invitat la un vecin. La o petrecere de Sfântul Ștefan, a râs și a ascultat fără să reacționeze cum 3 dintre ceilalți 4 comeseni, 2 băieți și o fată, au spus că vor să plece în America și în acest sens au trimis și multe scrisori ambasadei SUA, 4. După ce a ieșit din închisoare s-a angajat la Teatrul de Comedie unde era director Radu Beligan. Acesta și actorul Mircea Șeptilici, care făcuse și el închisoare politică, l-au convins să mai încerce o dată la Institutul de Teatru, unde a reușit să intre în 1963. 5. Când a intrat Mitică Popescu a doua oară, generația lui, în care a fost coleg cu Gheorghe Dinică, Marin Moraru, Dorina Lazăr absolvise. Dintre noi colegi, cei cu care a absolvit, nu o uită niciodată pe mare actriță Carmen Galin, cu care a și plecat la Teatrul din Piatra Neamț, unde a stat 6 ani, după care a venit la București, la Teatrul Mic. 6. Principalele calități ale lui Mitică Popescu ca și actor. N-am întârziat niciodată și n-am obosit niciodată. Am ajuns primul la teatru și am plecat întotdeauna, ultimul, spunea modest Mitică Popescu. 7. Mitică Popescu nu a jucat în Moromeții 2 din cauza lui Victor Rebenciuc, vorbise cu Steregulea să joace în filmul Moromeții 2, dar, chiar în ziua când trebuia să semneze contractul, a fost informat că în rolurile principale nu vor mai juca actorii din primul film. Victor Rebenciuc a refuzat să mai apară în film nu știu de ce și s-a hotărât schimbarea întregii distribuții. 8. Mitică Popescu a ieșit la pensie în 2011. De ce a luat această decizie? Nu vreau să mă specializez în roluri de bunic. Am spus tot ce aveam de spus pe scenă, a declarat marele actor. 9. Marele actor a declarat de mai multe ori oficial că pensia sa este de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primea din drepturile de artist. 10. Mitică Popescu era anfitrionul uneia dintre cele mai vechi și de succes emisiuni de televiziune. Este vorba de Dale lui Mitică, la care participă din 1999 și care pe 12 decembrie a împlinit 23 de ani. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.